Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou la un nou sezon al emisiunii De la om la om. Vă spun la mulți ani pentru că este prima ediție pe 2023 a acestei emisiuni. Astăzi cu un om deosebit și o să vedem de ce, cu domnul inginer Sebastian Cătănoiu, care este un luptător pentru protecția mediului, este directorul Parcului Natural Vânători Neamț. Este cel care a inițiat brandul Ținutul Zimbrului și o să vedeți foarte implicat în ceea ce înseamnă management turistic în domeniul forestier, în domeniul protecției mediului, autor de studii, manuale și de lucrări istorice. La mulți ani, bine ați venit, mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc și îmi cer scuze că n-am reușit să vin mai devreme, dar poate ar fi fost pe sfârșit de an și acum e mai bine că începeți anul, încep și anul cu dumneavoastră, să fie într-un ceas bun și să fie parte de un an nou mai bun. Să dea Domnul. Prima întrebare ar fi, cum se prezintă domnul Sebastian Cătănoiu? Cum s-ar prezenta sau cine este domnul Sebastian Cătănoiu? Da, în general, întrebarea asta trebuie să aibă și o limită de timp, că altfel în 5 minute, în 10 minute. 5 minute e foarte mult. Okay, sunt inginer silvic, am terminat facultatea în 90, facultatea de silvicultură, la vremea respectivă era o singură facultate și cu admitere destul de grea, adică cei care au terminat, hai să zic eu, până în 90, sunt de un anume nivel, nu vreau să să contrariez colegii care au terminat ulterior, dar așa a fost. Noi am terminat 60 într-un an. La Brașov. Acum, termină 3-400 la nivel de țară, cel puțin, numai în învățământul de stat. Am lucrat în ceea ce se cheamă administrația silvică, vreme de 13 ani, din 90 până în 2003, pe la diferite ocoale, din diferite județe, pe diferite posturi, pentru ca în 2003 să ajung la Parcul Natural Vânători Neamț. A fost opțiunea mea, pentru că, partea aceasta de administrație silvică, deși am terminat silvicultura, mi s-a părut poate un pic mai sterilă, mai aridă și a lucra la o arie protejată ți se oferă destul de multe alte oportunități. Poți avea o imagine mai de ansamblu decât aceea de a fi un specialist forestier. Sunt căsătorit, am 2 copii, la 56 de ani. Mulți înainte. Prea multe, sau mă rog, cele ce am considerat esențiale le-am spus. Cum de dragostea sau de unde dragostea pentru natură și pentru arii protejate? Știți, în viața fiecărui om sunt așa, ca niște faruri, ca niște fanioane, sunt cei care te-au format, cei care, să zic, și-au pus amprenta asupra dezvoltării tale. Unul dintre acești oameni, mă rog, mă depărtez un pic de subiect, a fost profesorul Cojocaru de la Liceul Roman Vodă, emerit, cunoscut și, să zic, din matricea lui ne-am dezvoltat, am ieșit și, mă rog, suntem așa cum suntem acum cei care am fost elevi ai dumnealui, dar pentru partea aceasta de natură am avut ocazia să am un coleg de clasă pe Tărăbuț Octavian, fiul domnului Tărăbuță, care la acea dată era directorul Muzeului de Științele Naturii din Roman, un om de o erudiție rară, aș putea spune renascentist, din foarte multe domenii și la un moment dat, fiind oarecum coleg cu tata a fost profesor, mulți ani la liceu, i-a propus să merg cu el și cu alți copii într-o tabără în dealul Mărului. Dealul Mărului este undeva lângă Roman, pe drumul spre Vaslui. Și acele 2 săptămâni am stat în niște vagoane de astea forestiere, mă rog, condițiile cum au fost atunci, dar acele 2 săptămâni au fost cele care mi-au deschis ochii asupra ce înseamnă pădure, mă rog, nu știam atunci de biodiversitate, dar viață sălbatică. Deși treceam de multe ori prin dealul Mărului, niciodată n-am deschis ochii așa cum am făcut-o cu domnul Tărăbuță. Și dacă a fost să mă întrebați, asta s-a întâmplat undeva prin clasa a 6-a, cam de atunci am început să mă uit mai atent la ceea ce este în jurul meu, să vorbesc mai puțin și să observ mai mult.
Și cum de nu ați ales să fiți profesor de biologie, de exemplu, pentru că spuneați că tatăl dumneavoastră a fost profesor la Roman Vodă, da, și ați ales partea de... Tocmai de asta, că fiind într-o familie cu un cadru didactic, am cunoscut, mă rog, fiind, eu știu, adolescent, din rigorile, din restricțiile vieții acestea, de nici banii nu erau foarte mulți, mă rog, cerințele foarte mari, și atunci în sinea mea mi-am propus atunci să nu am de-a face cu domeniul didactic. Viața, sau mă rog, este o butadă, o zicere, că de ce te ferești sau de ce eviți în tinerețe, cam asta sfârșești mai târziu și faci oarecum aceleași lucruri de care... Și chiar dacă atunci când am pornit în viață, să spun, când am plecat după ce am terminat liceul, mi-am dorit să nu am de-a face cu sectorul acesta pedagogic, ușor, ușor am ajuns tot acolo, tot cu copiii, tot cu manualele, oarecum, nu chiar, să spun eu, la fel ca un cadru didactic, dar mai degrabă spre domeniul ăsta. În 2000 ați ajuns la parc, nu? La vânători. În 2003. 2003. Cum ați găsit? Acolo deja era o grădină zoologică. Da, în 2003, cum să spun, era undeva pe la mijlocul unui proiect al Băncii Mondiale, care s-a chemat Managementul Conservării Biodiversității, un proiect mare, întins pe 6 ani, și care a avut drept scop crearea în România pentru prima dată a 3 administrații model de arii protejate. Arile protejate existau în România, doar că la nivelul parcurilor nu existau administrații funcționale. Nu existau. Și atunci, prin acest proiect al Băncii Mondiale, cu specialiști din diferite alte țări, s-a încercat constituirea aceasta a administrațiilor. S-au dorit a fi 3 modele. Unul parc național, și cel parcul care a fost implicat a fost Parcul Național Retezat, actualmente un parc natural, și atenția s-a îndreptat asupra zonei Piatra Craiului Bucegi, și surprinzător, un parc forestier, Parcul Forestier Vânător Neamț. Așa am început ca parc forestier. În 2003 era jumătatea proiectului, să zic, lucrurile frumoase se petrecuseră, traininguri, excursii de studii, mă rog, acumularea aceasta de cunoștințe. Partea, să zic eu, efectivă a lucrurilor încă nu începuse. Construcția sediului, eu știu, adusul zimbrilor, oarecum primii 3 ani au fost pregătitori. Eu am prins partea celor 3 ani de punere în... De muncă. De muncă, și colegii înainte au muncit, dar așa a fost proiectul gândit. Și practic în 2006 s-a reușit finalizarea sediului, am început să aducem zimbri, am început să ne mișcăm, să ne comportăm ca o administrație efectivă. Între timp, urmarea schimbării legislației, din parc forestier am devenit parc natural, pentru că alinierea la legislația europeană nu prevedea acest domeniu de parc forestier, deși în sinea lui ar fi fost poate foarte interesant, și mulți cu care am avut de-a face și cu care am discutat m-au întrebat de ce totuși nu am rămas cu atributul acesta de parc forestier, care ni s-ar fi potrivit mai bine. Care este suprafața parcului? Este mai astăzi bine de 30.000 de hectare, n-are rost încă cu cifre super exacte, dar mai bine de 30.000 de hectare în zona a 3 ocoale, ocoalele silvice Târgu Neamț și Vărate, care țin de Regia Națională a Pădurilor, și ocolul actualmente Vânător, care ține de Mitropolia Moldovei și a Bucovinei. Și câteva OAT-uri, inclusiv orașul Târgu Neamț. Da, eu, mă rog, asta fiind forestier, imediat m-am dus cu gândul la ocoalele silvice. Într-adevăr, sunt 5 OAT-uri, să spun eu, predominant în raza parcului. E vorba de orașul Târgu Neamț, e vorba de comunele Agapia, Bălțetești, Crăcăman și Vânători. Ce are special parcul natural Vânători Neamț? Acum, fie vorba între noi, orice arie protejată, orice parc natural sau național are specificul lui bine definit, nu sunt două la fel, nu seamănă unul cu altul. În cazul nostru,
este, să zic, această moștenire de parc forestier. 80% din suprafața parcului sunt păduri, păduri de bună calitate, multe dintre ele centenare. Prezența lăcașelor de cult și a impresionante populații monastice este iarăși unul dintre elementele care ne deosebește de tot ceea ce se întâmplă în areele protejate din România și aproape că fără niciun fel de lipsă de modestie, exemplele cele mai apropiate de noi sunt cele din Grecia, adică Athosul și Meteora. În zona noastră sunt în jur de 1100 de maici și călugări, în Athos sunt undeva la 1200-1300. Suprafețele sunt iarăși comparabile, aproape că discutăm de lucruri un pic diferite. Acolo este o peninsulă înconjurată de apă. Da. Aici vorbim de viață monastică în zona forestieră, care este cu totul și cu totul deosebită. Cred că a venit momentul pentru prima serie de întrebări mai fulger. Și vreau să vă întreb felul următor. Ce nu iubiți deloc? În general, la oameni, la... Cum să spun eu, prostia stridentă. Adică prostia poate fi iertată, dar atunci când este stridentă... Și când persistă. Și când persistă. Care a fost ultima realizare? Ultima realizare, acum iarăși, eu trag de timp, că a zis întrebare fulger, ar trebui să fiți mai în plan personal, în plan profesional. Cum doriți, profesional. Da, ultima realizare este asociată, să spun, finalului de an, când zona turistică a Comunei Vânători a fost declarată stațiune de interes turistic local. Cu ceea ce presupune, va trebui creat un OMD, o organizație de management a destinației, probabil că se vor putea accesa fonduri și... V-a fost rușine vreodată de ceva anume? Da, de multe ori și nu neapărat de mine, de rușinea celorlalți. Și ultima întrebare din prima rundă. Ar fi ceva fără de care nu ați putea trăi? Da, fără cărți. Fără cărți. Da. Tinerii ar spune fără telefon, fără internet, da. Fără cărți. Pare rău, așa m-am obișnuit. Seara, dacă nu citesc, nu adorm. Mă rog, când am timp liber, deschid o carte. Asta, cu siguranță, și telefonul îl folosesc prea mult, a zice eu, dar cărțile sunt... În 2016, dacă nu mă înșel, cred că ați obținut acel certificat pentru destinația ecoturistică a zonei, a parcului. Și a început implicarea tot mai densă pentru popularea cu zimbrii și pentru eliberarea lor în semi-libertate și apoi în libertate. Da, lucrurile sunt un pic cronologic, un pic altfel. Într-adevăr, în 2016 s-a obținut din partea Agenției Naționale de Turism la vremea respectivă statutul de ecodestinație. Eram a patra ecodestinație a țării, tot în ordine cronologică. Zimbrii au fost eliberați în 2012, dar obținerea statutului de destinație ecoturistică s-a bazat foarte mult și pe prezența zimbrilor în libertate. Oarecum am anticipat această poveste cu zimbri și încă din 2005 la OSIM au fost înregistrate cele două denumiri, Bisonland și Ținutul Zimbrului, și atât ca denumire cât și ca simbol grafic. Și suntem deja la a doua perioadă de deținere a acestor nume, perioadele de 10 ani, 2005-2015 până în 2025. Și, mă rog, așa cum ați pomenit și dumneavoastră, ele au făcut efect. Toată această microregiune care are caracteristicile ei aparte, cu parcul în mijloc, cu cele, am zis,
5 OAT-uri principale, a căpătat acest cognomen de Ținutul Zimbrului, pentru că, eu știu, Parcul Natural Vânător Neamț e destul de complicat de pronunțat și de, mă rog, și de tradus, dar Ținutul Zimbrului este o chestiune care oarecum mișcă, care oarecum are un alt impact și s-a dovedit în timp că a fost bine în felul ăsta. Și de câțiva ani încoace, dacă nu mă înșel, 3 sau 4 ani, parcul este singura destinație sustenabilă din România, cele 100 din întreaga lume. Top 100 din întreaga lume. Așa este. Mă rog, acum trebuie să fim sinceri și noi și aplicăm an de an, ne-am interesat, nu este ușor, este, cred că sunt vreo 60 de criterii care trebuie nu neapărat bifate, ci trebuie îndeplinite. Dar, într-adevăr, de prin 2017 suntem singura destinație din România inclusă în acest top 100, 100 Sustainable Destination la nivel mondial. Chiar într-un an am obținut, cred că și un loc 2 sau 3 la categoria Wildlife și premierea s-a întâmplat la Târgul de Turism de la Berlin, cel mai important târg de turism din lume. Și cred că iarăși anul trecut am ieșit pe locul 1 la votul publicului. E drept, a fost o chestiune de mobilizare, dar asta iarăși oarecum ne-a dat aripi pentru că publicul din România s-a mobilizat mult mai bine decât competitorii noștri. Și poate că acest nume, Ținutul Zimbrului, această poveste cu ecodestinația, se pare că prezintă încă interes pentru concetățenii, pentru concitadinii noștri. Făcând documentarea pentru interviu cu dumneavoastră, am descoperit că sunteți membru al Task Force on Cultural and Spiritual Values of Protected Areas din cadrul Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Ce presupune apartenența la acest grup? Da. Și ce faceți dumneavoastră în cadrul acestuia? IUCN este, să zic eu, forumul mondial care are, să spun eu, responsabilitatea, dă tonul în ceea ce privește protecția naturii. International Union for Conservation of Nature, forul tutelar. În cadrul acestui IUCN sunt diferite grupări, diferite segmente. Unul dintre ei se cheamă WCPA și care are legătură direct cu World Commission for Protected Area, care are legătură directă cu ariile protejate. Sunt și alte domenii, eu știu, cele care țin de reintroducerea speciilor, de specii extinte, de, mă rog. Iar în cadrul acestui WCPA există acest grup de lucru care încearcă să armonizeze valorile naturale, culturale și spirituale în întreaga lume. Pentru că cum să spun eu, abordarea asta sectorială, nu? Noi ne ocupăm numai de protecția naturii. Da. Eu știu, călugării se ocupă doar de cele spirituale. Eu știu, muzeografii sau cei de la Cetatea Neamțului au grijă doar de treaba lor. Nu este productiv, pentru că lucrurile sunt, natural vorbind, sunt amestecate, sunt încurcate și fiecare, să spun eu, element natural, dar fiecare element natural are și conotații spirituale sau culturale. Ele doar trebuie găsite, trebuie scoase în evidență și puse pe masa vizitatorului, a turistului sau a celor interesați. În acest fel se reușește, eu știu, o mai bună protejare a tuturor acestor elemente. Și m-ați întrebat ce anume am făcut acolo. De exemplu, am participat la realizarea unor ghiduri care au legătură cu categoriile de management ale ariilor protejate, iar pentru ariile protejate care au oarecum aceleași caracteristici ca Parcul Natural Vânător Neamț, deci să fie prezente, eu știu, lăcașe de cult, locuri de importanță spirituală sau ceva de genul, IUCN a introdus o nouă categorie care se cheamă Sacred Natural Site, situri naturale cu valoare spirituală. Și ele sunt răspândite de-a lungul și de-a latul întregii planete cu diferite, să zic eu, cu diferite abordări. Am pomenit de Atos și Meteora și ele sunt recunoscute ca Sacred Natural Site pentru că, mai puțin știut,
și Atos și Meteora sunt și arii protejate, sunt incluse în Natura 2000. Da. Exact ca aceeași poveste ca și în cazul nostru, dar vorbim și de cele ce se întâmplă, eu știu, în jungla amazoniană cu arborii sacri sau prin Africa. Deci lucrurile sunt oarecum așa îmbrăcate încât există și această tendință a abordării holistice. Adică să abordezi lucrurile în integralitatea lor și nu sectorial. Din păcate, nu avem de-a face cu medicina modernă, medicina occidentală, care te ia pe segmente, nu? În loc să te trateze holistic. Și pe ansamblu, cine da. Reușește să facă treaba asta, atunci și el este un medic bun și pacientul este mulțumit, pentru că lucrurile sunt tot timpul în legătură, în conexiune. Nu poți să faci abstracție unul de altul. Și relativ la aceste caracteristici naturale, culturale și spirituale, așa ar trebui să fie abordarea și aceasta este, să zic eu, scopul acestui grup de lucru în cadrul WCP. Pentru că spuneați de aceste elemente cultural monahale, spirituale a ținutului Zimbrului, știu că ați lucrat la o documentație pentru acreditarea acestei zone în patrimoniu UNESCO. Ce s-a întâmplat cu documentația? Sau care este faza acestui proces? Pentru că lucrurile sunt, cum să zic eu, aproape evidente, nu? Între ceea ce înseamnă Atos, Meteora și ceea ce este în zona noastră. Nu mi-a fost foarte greu să fac cercetarea pentru a ajunge oarecum la același nivel din punct de vedere al recunoașterii. Da. Noi suntem așa cum suntem, dar e foarte bine dacă avem și acreditările și recunoașterile. Și cred că mai bine de, cred că cu 12 ani am scris prima oară documentația, aceasta a ajuns la Institutul Național al Patrimoniului și a înghețat acolo. După vreo 10 ani, Institutul Național al Patrimoniului a reluat discuția, împreună cu ei s-a finalizat documentația și pot să vă spun că situl sau posibilul sit UNESCO se cheamă Peisajul Cultural Monahal Vânător Neamț. Este un sit mixt, adică și natural și cultural, exact ceea ce am făcut referire mai înainte, și ca să poate vă plictisesc, exact cum sunt Atos și Meteora, care și ele sunt situri mixte. Aceste situri mixte sunt foarte rare. În Europa cred că sunt vreo 10-12, din care unele comune, transfrontaliere, în timp ce siturile culturale sunt cu miile, siturile naturale sunt cu sutele. Și este primul sit mixt înscris în ceea ce se cheamă tentative list, în lista de așteptare a României pentru siturile UNESCO ale patrimoniului universal. Bineînțeles că lucrurile trebuie făcute cu acordul tuturor părților. Există această posibilitate. Senzația mea este că revenim acum la turism, nu? Da. Și dacă ne referim la turismul extern, dar nu numai, avem senzația că județul Neamț este un județ de tranzit. Toată lumea se grăbește să ajungă în Bucovina, să ajungă în Maramureș, vorbim doar de area noastră geografică, nu mai spunem de Ardeal. Dar o explicație pentru această, hai să zic eu, grabă a turiștilor de a trece prin Neamț și a ajunge cât mai repede în Suceava sau în Maramureș, este și faptul că în Suceava și în Maramureș există aceste situri ale patrimoniului universal. Sunt mănăstirile pictate în Suceava, sunt mănăstirile din lemn în Maramureș și cel puțin turistul străin nu prea are timp de pierdut cu experimente. Merge la ceea ce se cheamă bijuteriile coroane, la lucruri care sunt certificate, garantate, la lucruri, cum se spune acum, cum e modern, wow. Acolo se duc. Deși și în această zonă avem numeroase lucruri wow, exclusivități, ca să parafrazăm o emisiune de la televiziunea română, numeroase lucruri wow. Ele, cum să spun, cel puțin din punctul meu de vedere, trebuie oarecum și certificate. Adică dacă s-ar obține acest sit al patrimoniului universal, deodată lucrurile sunt... Există într-adevăr și teama că vin cei de la UNESCO și nu știu ce ne fac. Dar iarăși există contraexemplu Atos și Meteora, unde se construiește, se lucrează, se întâmplă și, mă rog, exploatări forestiere, se fac și drumuri, pentru că
doresc să protejez, în cazul nostru este acest peisaj cultural monahal, nu? Viața monahală, cel puțin în zona noastră, sunt toate cele trei forme de monahism, monahismul de obște, monahismul cenobitic și sihastria, da. Isihaștri, ei sunt inclusiv acum când vorbim, sunt unii călugări care stau singuri în pădure, se nevoiesc, cum se spune. Deci șansa turismului în Neamț, da, specific pe zona parcului natural Vânător Neamț, ar fi această certificare UNESCO? Nu neapărat. Ar putea fi, din punctul meu de vedere, ar putea fi un element foarte puternic. Avem contraexemplele, nu? Ce se întâmplă la Suceava și știți, da, la mănăstirile pictate, ce se întâmplă în Maramureș. Ele acționează, aceste siturne acționează ca un magnet. Lumea vine acolo. Pentru că știe că acolo, garantat, ca să fac referire la altă emisiune, garantat va găsi ceva deosebit. Pentru că toată lumea zice de Parcul Natural Vânător Neamț, de Zimbri, cu ce anume se mai poate lăuda zona, parcul, Bisonland-ul? Lucruri mai puțin cunoscute, dar care pot fi wow, că tot vorbeam de exclusivități. Da, de exemplu, făcând abstracție, am discutat deja de partea aceasta de peisaje culturale, peisaje monahale, nu? Datorită vieții monahale, lucrurile s-au schimbat într-un anume fel, din punct de vedere al peisajelor, dar, de exemplu, este singura arie protejată care este întinsă pe două bioregiuni. Regiunea alpină, bioregiunea alpină și bioregiunea continentală. Și acest mix, această intersecție este, cum să zic, deosebită din punct de vedere al vieții sălbatice. De exemplu, poți găsi alături stejari, cei care sunt asociați câmpiei, cu brazi, cei care sunt asociați sau cu tei, zonelor calde. Deci este un mix pe care nu-l mai găsim în altă zonă. Noi suntem oarecum, așa cum am zis, tributari moștenirii de parc forestier. Atunci când s-a constituit parcul forestier, într-un fel e bine pentru relația noastră cu comunitățile, nu s-a avut în gând sau nu s-a avut în grijă declararea de suprafețe foarte mari de protecție integrală sau protecție strictă. În cazul nostru sunt doar 3% din suprafața parcului este în această postură. Asta lasă foarte multă libertate comunităților, agenților economici, dar dacă am fi avut această suprafață poate mai mare, cu siguranță am fi putut spune și mai multe din punct de vedere al atractivității. Sunt cele două zone, fiecare cam de una de 300 de hectare și una de vreo 200 de hectare, una cu arborete de brad la joasă altitudine, ceea ce este iarăși greu de crezut dacă nu le-ai vedea, sunt arboretele dintre Agapia și Văratec, brad la 506 de metri altitudine, sunt arboretele de stejar și gurun care au ajuns la 200 de ani și se simt în continuare bine. Așa, fie vorba între noi, longevitatea este undeva pe la 506 de ani pentru stejari. Deci ar fi loc de ar fi loc de rămas. Și cum am zis, acest mix de rășinoase cu specii adaptate mai degrabă zonelor joase de câmpie. Cum s-ar putea sau ce s-ar putea face pentru a mări această suprafață? Spuneați că doar 3% din suprafața parcului. Este o problemă, cum să zic eu, la nivel național. Uniunea Europeană, știți, a lansat acel Green Deal, contestat de unii, mă rog. El își are rațiunea lui, dar în esență undeva se spune că 30% din suprafața Uniunii Europene să fie inclusă în zone protejate. Asta nu ar fi de speriat, pentru că și acum, cel puțin la nivelul României, cam 26-27% sunt în aceste situri Natura 2000, în parcuri naționale naturale și în alt gen de arii protejate. Dar mai departe, o altă prevedere este ca 10% din suprafață să fie în zone de protecție strictă și integrală. Dacă
PNRR-ul, iarăși discutat, hulit, bun, nebun, se aliniază la această prevedere și undeva, probabil că aceste lucruri, poate nu acum, dar undeva spre, tipic pentru noi, spre finalul perioadei, aceste lucruri vor scoate capul cu acest 10%. Deja există și presiunea, să zic eu, opiniei publice pentru parcurile naționale, în care se dorește ca suprafața strict ocrotită în care omul să nu intervină, să fie de 70% și sunt doar, cred că, 2 sau 3 parcuri din România care îndeplinesc această condiție. Deci discuțiile sunt foarte, foarte aprinse, pentru că, pe de o parte, este o prevedere care ar trebui îndeplinită, pe de altă parte este vorba de resurse foarte mari. Eu știu, la un parc național să de la 20-30% să ajungă la 70%. Da, da. Discutăm de zeci de mii de hectare care să fie scoase din circuitul economic, ceea ce este dureros și pentru comunități și pentru agenții economici. Dintr-un anume punct de vedere, dintr-un alt punct de vedere este benefic, pentru că trebuie să ne gândim că viața noastră este ca o piramidă compusă din multe cărămizi, iar aceste multe cărămizi sunt speciile, habitatele, fără ele... Biodiversitatea. Da. Dacă tot scoatem din fundament aceste cărămizi, într-o vreme nu... Și fiecare specie își are rostul ei, aproape ajungem la... Da. Fiecare se intercondiționează și, cum am zis, scoți o cărămidă, mai scoți una, mai scoți alta. Iar aceste suprafețe mari, să zic eu, aflate în protecție integrală, asta reușește să facă mult mai bine decât am face noi oamenii cu tot felul de măsuri de conservare sau cu tot felul de intervenții. Natura știe cel mai bine cum să regleze, dar are nevoie de spațiu. Pentru că toți vorbeați de resurse, am să trec la cel de-al doilea set de întrebări. Ce ați face dacă ați câștiga 1.000.000 de euro? Nu știu, ar fi foarte mulți bani pentru mine și chiar nu știu. Ce carte v-a marcat, pe care ați citit-o și care v-a rămas așa, ideile v-au rămas din acea carte? Da, sunt multe cărți și aproape acum aș spune că există o carte a cărților, nu? Toate cărțile fac parte dintr-o carte mai mare care, eu știu, odată a fost scrisă, acum cărțile sunt împrăștiate. Da, n-aș putea să spun de una anume, dar sunt destule care mi-au plăcut, pe care le recitesc, dar de la o vreme am citit așa eclectic, am citit fel de fel, de la o vreme citesc numai cărți de istorie. Discutăm puțin acum și despre okay. Istorie. Cu regretul că nu mă mai bag în literatură sau mă rog, dar pur și simplu asta... Ceea ce vă pasionează și vă interesează. Da. Sunteți membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, al Asociației Jurnaliștilor de Turism din România și această asociație anul trecut v-a decernat un premiu care de fapt înseamnă încununarea eforturilor dumneavoastră pentru promovarea turistică a zonei Bizonland. Da, cred că din punctul dumnealor de vedere, eu am fost foarte mirat când m-au chemat, nici nu mi-au spus pentru ce și, mă rog, când m-au chemat acolo la prezidiu... Aveți câteva imagini, regia. Da, când m-au chemat acolo la prezidiu, mergând către prezidiu, am aflat și despre ce e vorba și a trebuit să improvizez, să vorbesc despre... Eu mi-am făcut, cum să zic eu, datoria, n-am făcut nimic în special, dar dumnealor așa au considerat și, într-adevăr, a fost o surpriză plăcută pentru mine. Da. Președintele AJTR-ului este domnul Ogrinș, cel care editează sau care ține steagul sus cu România Pitorească, dacă nu știați, da. Revista există în continuare, este scoasă, de bună calitate, care are și o editură în care publică tot ceea ce înseamnă acțiuni de munte, oameni de munte, eu știu, alpiniști, povești, cam toate din gama asta. Am fost și anul acesta la gala
a JTR-ului și sunt oameni de o anume calitate și intelectuală și aș putea spune și fizică, pentru că toți au contact cu natura, toți cel puțin în tinerețe au fost montaniari, unii din ei de mare performanță. Și pentru că vorbim de publicații, eu am găsit câteva manuale de cursuri opționale pe care dumneavoastră le-ați scris. Ținutul Zimbrului în 2010, apoi un manual care se numea Poveștile păsărilor și un manual care cred că ar trebui să devină așa, nu știu, parte din curicula pe biologie sau pe geografie, Schimbări climatice. Tot vorbim despre schimbări climatice. Da, ele au fost, dintre cele pe care le-ați menționat dumneavoastră, două sunt cu adevărat manuale pentru discipline opționale. Cel cu Ținutul Zimului, cred că undeva prin 2006 a fost prima oară făcut. A ajuns, cred că, pe la a patra sau a cincea ediție, încă se practică, încă, eu știu, copiii își dau de la unul la altul, generații le-și dau manualul. Cel de-al doilea relativ la schimbări, cel de-al doilea la schimbările climatice, cred că a luat și un premiu al Ministerului Educației. La un moment dat a fost făcut împreună cu domnul profesor Pipirigianu, cu doamna Sabina Petrariu, a fost un colectiv care am lucrat la acesta. Cea pe care ați pomenit-o, Poveștile păsărilor, este o altă inițiativă de-a noastră prin care an de an încercăm prin anume concursuri să dezvoltăm spiritul artistic al copiilor legat de partea aceasta de natură. Și atunci a fost un proiect în care am vorbit despre păsări și am rugat pe copii să și ilustreze, dar să și scrie povești cu păsări. A fost, să spun eu, ca o competiție, dar în final am reușit să publicăm această culegere în care și ilustrațiile și textele au fost scrise de copii, în așa fel încât la o vârstă foarte fragedă erau copii de 5-8. Ei au devenit autori, au avut cartea lor, mă rog, a fost o emulație pentru ei, dar nu ne-am oprit aici, a apărut tot o culegere Poveștile Zimbrilor, a mai apărut o culegere în același sens, în care copiii au ilustrat și au desenat o poveste care s-a chemat Insecte și albine, furnici și albine, era vorba despre insectele sociale. Iar mai nou, relativ la manuale și oarecum cu întârziere, că așa se întâmplă la noi, poate societatea civilă merge un pic în față până să apară și cadrul legislativ sau până să apară și inițiativele guvernamentale. Vorbesc de modificarea legii educației, nu? În ianuarie 2022 și cu includerea curiculei de mediu dintre cele 8 curicule fundamentale sau de bază, Săptămâna Verde, nu? Da. Și avem aceste manuale, unul dintre ei s-a chemat Prin Pădurile Neamțului, în care am tratat problema, să zic eu, pădurilor, a vieții în pădure în zona județului Neamț, un manual Prin Pădure, Primii Pași, de fapt a fost un caiet de educație forestieră, prin pădure, Primii Pași, care s-a adresat celor mici, deci celor în grupele pregătitoare sau la grădiniță, și vă pot spune că acest manual a ajuns la un tiraj impresionant pentru cei care, să zic eu, mai au de-a face cu cartea, la 7.000 de exemplare împrăștiate în toată țara, adică un succes a fost. E ceva, da. Și chiar astăzi, chiar venind încoace, am primit confirmarea că un alt manual care se cheamă Prin Pădurile României, dacă ne-am vorbit despre Neamț, acum este un manual la nivel național, a căpătat o oarece finanțare și 400 de exemplare vor fi tipărite. Sperăm să fie același efect de bulgăre de zăpadă și manualul pentru preșcolari. L-am tipărit prima oară în 300 de exemplare. Când lumea l-a văzut, au început să apară și solicitările, comenzile și v-am spus că am ajuns la 7.000. Sperăm că acesta este adresat elevilor de gimnaziu, 5-8, să ajungă să fie răspândit în întreaga țară și utilizat, mai ales că acum este și oarecum și cadrul legal.
Pe final o să vreau să discutăm puțin despre pasiunea pentru istorie a dumneavoastră, care s-a concretizat în două lucrări. Una publicată în 2020, a 13-a oră, o scurtă istorie a războaielor ruso-otomane, și cea de-a doua anul trecut, în decembrie, Europa de Mijloc, 1919-1939, cronica conflictelor interbelice. Da, v-am spus că de la o vreme așa am mai redus cititul ăsta, hai să spun eu, haotic, dar benefic în felul lui, și m-am axat doar pe partea de istorie. Am început să-mi pun și întrebări, nu? Dacă dumneavoastră sunteți istoric, și să nu mi-o luați în nume de rău, dar probabil că aveți aceleași întrebări, poate nu le exprimați așa franș, dacă există istorie adevărată, nu? E titlul unui articol al lui Neagu Giuvara. Cât de mult ne putem baza pe, hai să spun eu, dovezile istorice, sau cât de subiective sunt, sau cât de obiective pot fi dovezile istorice, care dintre ele chiar contează. Și, mă rog, punându-mi astfel de întrebări, am ajuns și la lucruri, cum să spun eu, care oarecum îmi certifică această abordare. Mă refer doar la această Europa de Mijloc și acești ani, 1919-1939, în care, cel puțin în zona noastră, în partea noastră, da, geografică, de la Baltică și până la Adriatică, toată lumea s-a războit cu toată lumea în acești 20 de ani. Și fiecare are varianta lui. Fiecare are varianta lui, n-are rost să spun că adevărată. Adică adevărul este împărțit în multe felii și fiecare susține... Și subiectiv. Și încercând, deși nu poți, oricât te-ai strădui să fii subiectiv chiar pentru, să fii obiectiv chiar pentru, să zic eu, conflicte care nu ne-au afectat pe noi românii. Nu încerci să... N-ai cum. Și atunci ajungi la aceeași întrebare. Unde e adevărul? Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Și, din păcate, tumultul acesta sau rănile acestea ascunse, că despre asta vorbim, nu? Istoria, părerea mea este că nu se repetă. Sunt doar problemele nerezolvate, cele care scot cap. Și ce nu s-a rezolvat atunci, după terminarea primului război, a fost, eu știu, ca o fractură acoperită cu mușchi, cu piele, cu nou, aparent totul este în regulă. Când se schimbă vremea sau la un efort, deja îți dai seama că acolo este problemă. Iar liniile astea de fractură au apărut acum, de exemplu, în Ucraina. Povestea asta a fost, nu, atunci, după 1918, vreo 5 armate luptau în Ucraina. Acum, mă rog, sunt rușii, nu, sunt separatiștii, sunt ucrainieni, sunt gruparea Wagner, sunt aproape că depășim. Da, dacă vorbim, da, și de ajutor occidental, care și el atunci, în perioada războiului civil rusesc, a fost consistent tot în armament, a fost chiar și cu trupe. Deci lucrurile oarecum nu se repetă, dar scot capul acolo unde nu s-au găsit soluțiile durabile. Și, din păcate, nu învățăm din lucrurile astea, nu încercăm să le rezolvăm, pentru că, nu, Europa știa, sau unii știau ce va urma după Paris-Versailles, pentru că învinși erau nemulțumiți, Germania în principal. Erau nemulțumiți și aproape că și învingătorii erau nemulțumiți. Italienii, cel puțin, i-au fost cei mai supărați dintre învingători, că s-au comportat ca niște învinși imediat după aceea, nu? Imediat a fost și un regim fascist acolo. Dar un război care, mă rog, senzația mea este că, eu știu, implicarea americană și, ca și acum, da, implicarea americană a bulversat, a denaturat un pic lucrurile, care altfel, dacă ar fi fost lăsate între europeni, s-ar fi rezolvat într-un anume fel. Eu știu, conceptele americane, tot ce s-a gândit Woodrow Wilson să aplice în Europa, s-a dovedit a fi nu tocmai, pentru că el pornea de la o experiență de creuze, de la un amestec care funcționează în America, nu? Și a încercat să-l aplice într-o Europă a națiunilor. Nici acolo nu funcționa. El, cu principiul naționalităților, încerca să-l aplice în Europa, da, crezând că merge, n-a mers.
și nici măcar aplicarea nu a fost unitară, adică pentru unii s-a aplicat, pentru alții nu s-a aplicat, pentru învinși nu s-a aplicat, pentru alții s-a aplicat. Și atunci toate poveștile astea au fost așa acoperite, au fost băgate sub preș, a trebuit să fie și al doilea război mondial și să trăim și ceea ce se întâmplă acum. Să sperăm că lucrurile nu vor lua o întorsătură ca la doilea război mondial. Da, trebuie să termine într-un fel. Adică acum suntem așa la, oarecum la încălzire. Da, lucrurile trebuie ori să se răcească, ori să încălzească. Nu poți sta așa la... Din păcate niciunul nu cedează. Asta e Din păcate niciunul nu cedează. Mă rog. Din nou, mă rog, amestecul ăsta american pe ei nu prea interesează ce se întâmplă. Le convine situația asta și se pare că sunt, cel puțin până acum, singurii câștigători din toată povestea asta. Europa este privată de resursele rusești, Rusia, mă rog, este învinsă sau, mă rog, are probleme foarte mari, despre ucrainieni nici nu mai vorbim. Singurii, că întotdeauna, nu, follow the money sau vezi cine este câștigătorul în toată povestea asta și vezi și cine trage ițele. Și câștigătorii sunt, asta este mai America. Spre est. Mai spre Asia. Poate, da. China, știți, au o istorie milenară, au și o abordare, văd lucrurile în perspectivă, nu se grăbesc. Ei sunt încă în așteptare, nu s-au pronunțat. Aveți o carte, o viitoare carte în lucru, o carte de istorie, o altă temă pe care... Cu siguranță, numai că eu... E place, o surpriză. Îmi place să vorbesc la timpul trecut. Când va fi gata, voi spune, am făcut-o, dar nu înainte. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Mai aveam multe de vorbit, dar cu siguranță o să vă mai invit, dacă acceptați invitația noastră, să mai discutăm. Pentru că aveți foarte multe proiecte, foarte multe programe care implică copii la parc și e păcat să nu vorbim despre ele. Eu vă urez succes în toate și să fie un 2023 plin de lucruri bune și de rezultate pe măsură. Da, să fim sănătoși că le-am rezolvat pe toate în felul ăsta. Domnilor și domnilor, până data viitoare vă las pe frecvențele radio M+ Târgu Neamț și Tele Moldova Iași. La revedere!